Baba e un proiect care se pretează foarte bine pentru copiii din vocațional. Raluca va experimenta eventual și pentru copii mai mari și pentru proiecte, pentru o serie întreagă de activități extracurriculare. E exact zona de activitate complementară în care fixezi, consolidezi și dai sens învățării. Mulțumesc. Raluca sau Cristina, voi cum ați primit vestea cea mare că după două încercări eșuate, a treia a fost cu noroc? Brusc. Nu cred că ne-am mai așteptat foarte mult, pentru că a fost o finanțare maraton dificilă. Pe lângă scrierea proiectului, trebuia să te încadrezi într-un minut pentru încărcarea materialelor. Am încercat de două ori, abia a treia oară a ajuns să fie citit proiectul și a funcționat. Cum am zis, mi s-a închis de vreo două ori aplicația în față, după minutul care a expirat. Dar cred că am uitat de chinurile obținerii finanțării și reții doar faptul că până la urmă a funcționat. Aș vrea să spun un mic detaliu tehnic ca să înțeleagă toată lumea poate la valoarea muncii copiilor, proiectele care vor fi proiectate imediat. Nu există niciun efect special în filmele făcute de copii. Absolut toate elementele pe care o să le vedeți, inclusiv literele din numele lor și din urări, sunt confecționate de către ei din diverse materiale cu care au experimentat. Filmele nu au mai mult de un minut cu tocul generic. Pentru o secundă de animație, copiii au făcut între 8 și 10 poze și pentru fiecare poză s-a muncit foarte mult. Asta ca să înțeleagă toată lumea de ce sunt atât de scurte. Dar pentru că sunt atât de scurte, munca din spate a fost colosală și ei cred că pot confirma treaba asta. Și zic atunci să ne îndreptăm ușor spre... Filmul de desen animat clasic constă numai în desene, deci trebuie să ai un anumit talent pentru desen și apoi un alt talent pentru a vizualiza mișcarea desenului, mișcarea în spațiu, ceea ce pentru copii poate să fie foarte dificil. Animația stop motion este o animație realizată din obiecte confecționate, animate manual și coordonate mișcările cu ajutorul unui soft de animație, a unui aparat foto, lumini, o telecomandă specială. Deci, într-o epocă în care copiii petrec foarte mult timp în fața ecranelor de telefon, laptop, calculatoare, tablete, acest atelier dezvoltă abilități manuale, redă experiența senzorială a lucrurilor cu diverse materiale și pune accent pe folosirea calculatorului ca instrument ajutător și complementar unor abilități manuale. Nu-i așa? Da.